Stadionul municipal îi costă din ce în ce mai mult pe sibieni. După scandalul tribunei oficiale demolate, acum cresc și costurile de construcție din cauza reglementărilor UEFA și al modificărilor de soluții tehnice. Diferența de preț față de calculele inițiale din anul 2019 ajunge la aproape 9 milioane de euro. Acum 3 ani, fondurile necesare construcției efective a stadionului au fost calculate la aproximativ 130 de milioane de lei. Acum, după mai multe modificări, consilierii locali vor vota în ședința din luna decembrie majorarea valorii până la circa 174 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o diferență de 44 de milioane. Un autobuz tursit a fost cuprins de flăcări miercuri după amiază. Acesta venea dinspre oraș și se deplasa către Continental, când în zona aeroportului a izbucnit un incendiu. Călătorii au coborât de urgență și nicio persoană nu a fost rănită. La fața locului s-au deplasat pompierii, care au stins focul. Se pare că incendiul a pornit din cauza unui scurt circuit electric. Primăria Sibiu se laudă mereu cu proiectele de modernizare ale străzilor din Sibiu. În același timp însă, altele, destul de multe, nu doar că nu sunt asfaltate, dar pot fi folosite cu ușurință drept locație de filmare pentru o scenă de război. Și asta deoarece gropile sunt atât de adânci și dese, încât exact asta inspiră o zonă calamitată. Este cazul străzii Măslinului, din cartierul Turnișor. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. Toată lumea are impresia că Dabo este o franciză din Germania. Da, asta. Am un băiat pe care îl cheamă Dan și pe unul Bogdan. La 12 punct, o parcat al meu neamț, slash turc. Mi-a arătat, mi-a făcut, a luat, o zi, uite, că mă faci, nu mai dă nu la cuptor, te duci și îl faci în România, o dura 5 ani. Păi eu către mare și mă tot duc sau eu pe unde trebuie? Mă ajut de la 400 de lei încasări la 10.000 pe zi încasări. Îmi place enorm de mult că un brand sibian a ajuns acolo unde este. Am aruncat mulți bani. Îmi place să joc poker. Și mie mi se pare într-un oarecare regres. Mie chiar îmi pare rău. Pentru noi, Iohannis, era bine să rămână aici la Sibiu. Acum eu sunt, poate sunt și dezamăgit de primirea Sibiu. Am făcut multe greșeli și cele mai multe decizii de greșite le-am luat eu în viața asta.